Medalia de la Jocurile Europene reprezintă o confirmare a faptului că muncim bine și reprezintă pentru mine cea mai importantă medalie din cariera mea până la momentul actual. Bronz în proba individuală de florete la Jocurile Europene de la Cracovia. Aceasta este prima medalie într-o competiție mare de seniori pe care a cucerit-o stelista Mălina Călugăreanu. Succesul sportivei noastre din Polonia s-a petrecut la puțin timp după încheierea campionatului european individual din Bulgaria, acolo unde Mălina a fost eliminată încă din faza grupelor. Diferența între cele două concursuri a fost făcută de mentalul meu, pentru că în Bulgaria, când am fost la europene, am avut emoții foarte mari, era o competiție care conta pentru calificarea la olimpiadă și am clacat, din păcate, însă la concursul acesta am zis vreau doar să mă bucur de scrimă, nu vreau să-mi pun presiune pe mine, vreau să fac acțiunile pe care le-am făcut în sală, pe care le-am exersat și fără să îmi dau seama am câștigat asalt după asalt până am ajuns în semifinale. În vârstă de 26 de ani, sportiva roșalbastră a fost în 2015 cea mai bună junioară din lume la floretă, iar în prezent lucrează cu antrenorul Virgil Sălișcan. Medalia pe care m-a cucerit acum la Jocurile Europene la Cracovia reprezintă un nou început, o speranță că se poate realiza rezultate și la nivel de senior și ne dă încredere pentru următoarele competiții. Mă ajută faptul că pot să comunic cu el, poate în momentele în care sunt mai nervoasă mă întorc și îi spun ceva ce poate nu ar trebui să-i spun, dar el înțelege faptul că e presiune și ne susține indiferent de cum ne întoarcem noi nervoase sau supărate sau cu zâmbetul pe buze. La Jocurile Europene, Mălina a fost susținută din tribună și de către Laura Badea, singura campioană olimpică într-o probă individuală feminină a scrimei românești. Iar anul viitor, la Paris, floretista Stelei speră să bifeze a doua sa prezență la Jocurile Olimpice. Da, încă sper la o calificare la Jocurile Olimpice. Ar fi nemaipomenit pentru mine să reușesc o calificare din poziția în care sunt acum.